Moldova a primit în ultimii 3 ani de la Uniunea Europeană peste 300 de milioane de euro pentru reformele în justiție, pentru administrație și pentru infrastructură. De ce? Pentru că vrem ca Moldova să intre în familia europeană. Dar Dodon și Plahoniuc își continuă proiectul de a scoate Moldova de pe drumul european. Ne-am opus votului uninominal în Moldova, de exemplu, așa cum a recomandat și Comisia de la Veneția, pentru că folosea numai oligarhilor și prietenilor lui Putin și nu folosea populație care ar fi votat, al cărui vot ar fi fost ales și corectat și numărat incorrect. Ei l-au ignorat, ne-au ignorat și pe noi în decizia noastră și Comisia de la Veneția și au votat votul uninominal. Moldova trăiește din bani europeni, nu din banii lui Plahoniuc, nu din banii lui Dodon și nu din banii Rusiei. Clasa politică din Moldova trebuie să înceteze cu ipocrizia și trebuie sancționată prin condiționarea sprijinului financiar de respectarea principiilor democratice și de a nu fura din banii de la Uniunea Europeană.